Simt foarte bine, mi-am revăzut urda natală, de fiecare dată când revăd acest oraș, am nostalgia anilor copilăriei, sunt fericit că am venit, mă bucur că am văzut în sală oameni pe care i-am iubit întotdeauna, profesorii mei, învățători, oameni de cultură pe care eu îi stimez foarte mult. M-am bucurat să văd că Consiliul Local a votat faptul acesta de a deveni cetățean de onoare al orașului Turda. Mă onorează lucrul acesta și mă ambiționează, dacă vrei, mai departe, ca să-mi continui această carieră cu simț de răspundere și îmi doresc din tot sufletul să revin acasă de fiecare dată când am ocazia, pentru că oriunde e bine pe pământul ăsta românesc, dar nicăieri nu e mai bine decât acasă, pentru că Turda rămâne leagănul copilăriei mele.